Bună seara tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent și nodul nord în Scorpion. Am etalare pentru aprilie 2020. După cum vedeți, am amestecat deja cărțile, ați primit mesajele. Primul ar fi să nu uităm să pun degetul de vrăjitoare pe care unii, de care unii se sperie sau unii nu-l agrează. Nu contează, important e că mie îmi place. Ah, înainte să încep să vă povestesc, să vă spun câte ceva despre etalări, că poate unii dintre voi nu știți. Etalările pot fi valabile câteva luni, se pot manifesta înainte de a fi expuse, adică noi putem prelua o energie care deja se manifestă de ceva timp. Etalarea nu este doar pentru soare, am zis mai devreme și vă rog să nu uitați, și pentru lună, și pentru ascendent, și pentru Venus, și pentru nodul nord. Și evident, nu tot ce se spune într-o etalare trebuie musai să rezoneze cu voi, nu întreaga poveste. Luați acele părți care simțiți că rezonează cu voi. Ce ar mai fi de spus? Încercați să vă creați și să vă adaptați scenariul și informațiile. Nu vă mai supărați dacă ceva nu se potrivește cu viața voastră sau cu așteptările voastre. Înseamnă că nu m-am conectat la voi și ideea este că puteți să căutați în altă parte. Dacă totuși ceva vă place, un mesaj, mai mult, întreaga poveste, felul în care v-am făcut prezentarea, da, nu vă jenați să vă exprimați aprecierea și să-mi oferiți și mie un like. Haideți să trecem la interpretări. Ați primit de la Înger acest mesaj superb. Numărul 11 este un număr maestru. Poate 11 să vă spună ceva. Mie îmi spune că sunt născută pe 11. Și întâmplător am și lună în Scorpion. Deci aș putea să iau mesajul și pentru mine și vedeți și voi care vreți să preluați acest mesaj, că este superb. Privește la puterea ta interioară. Ești mai puternic decât crezi. Bine, cei care au planete în Scorpion știu, simt, chiar și în cele mai depresive momente, că și Scorpionii au momentele lor de depresie, de supărare. Însă, ce mi-atrage mie atenția la această carte este că voi ați intrat într-o zonă de manifestare, unii dintre voi care știți să lucrați cu legile atracției, ale magnetismului, că doar suntem guvernați de Pluto și de Marte. Marte ne dă putere. Și Pluto are această forță de a atrage ceea ce, nu ceea ce ne dorim, dragii mei, ar fi frumos. Ceea ce manifestăm, ceea ce gândim și ceea ce simțim, așa că mare grijă cum simțim și cum gândim, ca să atragem ceva frumos. Ideea este că unii dintre voi, am spus, dintre noi, am intrat pe această direcție a manifestării, privind de mult timp la o lume, într-un glob, virtual, evident, nu musai pe calculator, într-un glob, în mintea noastră, în al treilea ochi. Și ne conectăm la o dimensiune, să zic, ideală, în care acolo ne manifestăm viața așa cum ne-am dorit eu. Și cred că încet, încet începe să se manifeste și aici, în acest plan. Pe de altă parte, este și varianta cealaltă. Da? Dacă noi ne uităm într-un glob, da? Și ne proiectăm într-o dimensiune, este foarte posibil ca și noi, sinele nostru din acea dimensiune, fiți atenți la mesaj, da? Să ne ajute să ieșim dintr-un glob. Din ce? Pentru că avem libertate. Din situații, din triouri, că am văzut triouri, din situații neplăcute, din relații karmice, din ceva care nu ne priește sau nu vă priește. Ideea este că trebuie să ne regăsim libertatea de gândire, de simțire, de acțiune. Iată ce putem simți în această perioadă. Doar 2 săptămâni au trecut, poate în străinătate mai mult timp, de când suntem izolați. Gândiți-vă sau meditați un pic la izolarea pe care o practicăm și din alte puncte de vedere de mult timp în relațiile karmice și mai ales o izolare spirituală. Este o chemare la libertate spirituală, la creativitate.
Ei, și prin creativitate ne reșcolim, ne reeducăm. Cum să manifestăm? Că de fapt ce înseamnă manifestarea? Înseamnă să creăm încet, încet, pas cu pas, gând cu gând, emoție cu emoție, punct cu punct. Și zic așa pentru că știu ce înseamnă să creezi. Uite așa, ne creăm, da? Artistul. Că de fapt asta face artistul. Artistul manifestă. Mai devreme sau mai târziu, toți artiștii au manifestat ceea ce au lucrat. Și vă spune asta un artist. Ei, și nu doar asta. Mai devreme sau mai târziu, în funcție de ceea ce creați, vă manifestați putere sau slăbiciune. Eu zic că vă manifestați putere, aveți două cărți care vă asigură că sunteți pe cale care vă dă putere. Și nu în sensul marțian, ci într-un sens plutonic care transformă, ne transformă pe noi, pe voi și pe cei din preajmă și, în fine. Să merg mai departe. Transformăm întreg pământul cu vibrația noastră, fiecare cu transformarea lui. Numărul 11, pentru unii sunteți în apropiere sau sunteți pe cale să manifestați flacăra geamă. Dar nu toată lumea va manifesta așa ceva. În continuare, ce aveți, acționați de ca și când partenerul este aici. Posibil, nu sunteți lângă partenerul ideal și trebuie să-l manifestați. Că trebuie să vă educați, că e artist, că e puternic, că trebuie să mergeți în natură. Sunt multe soluții și în primul rând să vă educați iar și cărți. Și în primul rând trebuie să vă eliberați ca să puteți manifesta partenerul la care vă gândiți. Partenera, da? Văd mulți fluturi care confirmă această nevoie de transformare. Și mai văd un lucru, că doamna, de fapt, deține bagheta magică. Doamna are ceva magic în ea care poate să accelereze manifestarea acestei relații. Dar până una alta, doamna care, eu știu, e partenera scorpionului, e scorpion, variază. Depinde de voi cum vă simțiți în acest mesaj, în această poveste. În continuare, ce aveți? Iertare. Ce avem? Iertare și interesant că vine lângă compasiune. Compasiune față de noi și față de ei. Deci ei cine? Cei care ne-au greșit sau cei care au greșit într-un fel sau altul sau chiar noi, poate. Să nu zicem că noi nu am fi greșit. Fiecare greșește, da? Într-o formă sau alta. Poate și noi am greșit. Că am crezut, că n-am crezut, că unii au purtat măști, că alții au avut încredere mai multă decât poate ar fi trebuit. Ideea este că trebuie să iertăm și să avem compasiune. Și am spus, în primul rând, față de noi, să ne iubim, da? Iubește ceea ce ești. Ah, da, Scorpion are și el momentele lui de... De ranchiună, de supărare, de nervi. Și cine are planete în Scorpion știe. Și chiar dacă se transformă, tot mai revin acele momente și din acest motiv trebuie să avem compasiune față de noi și să ne iubim așa cum suntem. Că sunt niște forțe marțiene, plutonice, care se manifestă din când în când. Nu suntem venusieni, nu sunteți, chiar dacă poate aveți planete, nu contează. Există acest aspect ctonic, intens și periculos, care uneori apare la suprafață. Și trebuie să ne iertăm și să ne iubim așa cum suntem. Evident, și să ne transformăm prin iertare. Prin compasiune. Și în momentul în care facem aceste lucruri, iată ce așteaptă. Ce așteaptă? O dragoste adevărată să se manifeste. Dar trebuie să ne eliberăm de aceste tendințe, de ranchiună, da? De ură. Că da, asta e. Sunt momente în care un scorpion poate să urească cel puțin la fel de mult cât iubește. Din acest motiv, scorpionii sunt considerați o zodie foarte periculoasă. Periculoasă, da. Suntem periculoși într-o formă sau alta. Ce om avea fiecare pe aici, prin această zodie? Dar trebuie uneori să răbufnim ca să nu ne otrăvim cu
acea energie negativă pe care preluăm unor de la alții. Și în loc să alchimizăm, că aici este capacitatea scorpionului, pe care unii vor să o manifeste, cum am spus mai devreme, sau nu. O putem alchimiza prin artă, în natură, prin cărți, într-o formă de puterea, acum în acest moment mă aduce cu gândul și la lupte. La lupte. Pentru bărbați, evident. Pentru că este o amazonă pe un cal. Deci trebuie această energie să fie transformată. Și în momentul în care se transformă, începem și noi și voi, din scorpionul clasic, să ne ridicăm către vulturul acela. Uh-huh. Care are viziune, care merge până la nori, care se conectează la spiritualitate, care e liber, e liber. E puternic, are forță interioară, uite, strength, da? Și ia că așa, abia acolo începem să manifestăm dragostea adevărată și până atunci acționăm de ca și când partenerul este aici. În cartea aceasta, iertare, nu știu de ce, poate îmi spuneți voi. Când văd fața aceasta rece, îmi sugerează o față de metal și, în general, evident, ce ține de metal mă duce cu gândul la spade, la semne de aer. Nu e obligatoriu să fie semn de aer, poate să fie orice alt semn. Dar în momentul în care iertăm, creștem, uite ce frumos, creștem și aprindem o flacără, o lumânare. Eventual aprindem o lumânare pentru ei, că iertăm, și pentru noi, și ne iubim așa cum suntem. Mai impulsivi uneori. Dar nu toți. Nu toți. Sunt și scorpioni foarte calmi. Și dacă cineva care a avut de-a face cu un scorpion sau care are marcaj pe scorpion într-o formă sau alta a greșit, asta e. Ne iertăm. Că zice așa. Și ne iartă nouă greșelile pe cum iertăm și noi greșiților noștri. Uh-huh. Și atunci acționăm de ca și când partenerul este aici. Nu ne mai gândim care, cine, ce a greșit. Este aici, suntem împăcați, ne iubim pe noi și pentru că ne iubim pe noi, vine și dragostea adevărată. Suntem și noi apreciați. Sau voi. Eu zic așa, că nu îmi place să vorbesc la plural. Persoana întâia plural. Place să mă văd în fiecare etalare alături de voi. Am spus și despre oracole. Trebuie să vă eliberați. Și astăzi mi-atrage în mod deosebit culoarea la această carte pe care am mai văzut-o de-a lungul timpului. Am zis că a fost un trio la un moment dat. Și că trebuie să mergeți către partenerul, partenera care vă completează. Dar mi-atrage atenția acest cer, portocaliu. Știu că portocaliu este o forță sexuală, dar și creativă și ați primit și artistul aici. Posibil, am zis, trebuie să alchimizați o energie sexuală într-un mod creativ. Trebuie să o transformați. Iată și uite așa, transformând-o, reușiți să manifestați partenerul, dragostea adevărată și în primul și în primul rând puterea. Puterea de a vă transforma. În continuare. În continuare. Mai prin niște mesaje. Am văzut la un moment dat asul de cupe. Unii, într-adevăr, vă apropiați de o nouă dragoste. Ne apropiem. De ce să fac și o excepție? De o nouă dragoste. Am văzut și patru de spade. Orică vă vindecați voi, orică se vindecă cineva în relația cu voi, iar poate să varieze, pentru că patru de spade reprezintă, evident, spade, semn de aer și nevoia de a medita, de a analiza un trecut, niște greșeli, niște păcate. Ce-a vrut să se arate? Șapte de băte. Că o fi semn de foc, vă știți. Dar eu zic că ați putea fi voi, pentru că sunteți guvernați de Marte. Voi dispuși să luptați, dar nu în sensul că vreți să cuceriți, vreți mai degrabă să luptați să vă apărați. Poziția, teritoriul, puterea, la capătul setului de cărți,
lumea. Ori pentru unii poate să fie o relație la distanță, că lumea înseamnă relație la distanță. Cu fi semn de foc, cu fi semn de aer, variază. Dar pentru mine lumea cel mai mult, nu știu, eu așa îmi place să o, așa o simt, nu că așa îmi place, așa o simt. O simt ca pe un final de cap, nu de capitol, de carte. E o perioadă, încheiați o perioadă mare, prin care ați învățat multe, multe lecții și cel mai important este că încercați, eu zic că încercați să vă eliberați, să puneți capăt unui stil aventurier care vă autosabotează. Asta ca să nu spun că unii dintre voi ați avut o aventură cu un semn de aer, da? Dar cum stau cărțile spate în spate, eu cel puțin așa le văd, eu așa le văd. Arată de ca și când v-ați separa. Puneți capăt, încheiați acest capitol, dar eu zic iar că poate să fie un stil de viață pentru unii. Fără supărare că unii scorpioni au această dorință de a se exprima sexual. Uh-huh. Că tot am vorbit de sexualitate și n-ai cum să nu vorbești de sexualitate la zodia scorpionului. Zic eu că vreți să începeți o nouă carte, un nou capitol, da? Să puneți bazele unei relații de lungă durată, să începeți un job, să poate primiți o ofertă de bani și această ofertă vă ajută să mergeți către un echilibru financiar, către împărat. În continuare am zis că ar putea să fie o relație de lungă durată, cineva să vă facă o ofertă. Cineva să vă facă o ofertă. Sau posibil voi vreți să faceți o ofertă și să mergeți mai aproape de o viață stabilă. Împăratul asta înseamnă o viață stabilă financiar. Împăratul reprezintă și un soț. Evident că poate să fie și o soție. Și să vă vindecați asul de cupe. Să vă bucurați de dragoste și de stabilitate. Eventual să vă implicați în această dragoste, să vă asumați responsabilitățile. Și uite așa, să ieșiți dintr-un tipar. Să ieșiți eventual dintr-un trio și iar apare 4 de spade și trio. Eu zic așa, că o să vină aceste două oferte într-o formă sau alta. Că împăratul poate să fie o persoană, voi știți cum vreți să interpretați, evident că majoritatea știți cărțile. Poate să fie berbec, poate să fie taur, poate să fie chiar balanță, că reprezintă opoziția balanță berbec. Poate să fie orice zodie. Eu zic că vă poate reprezenta chiar pe voi, că sunteți marțieni. Vreți să aveți control asupra vieții voastre. Să lăsați în spate niște greutăți, eventual, am zis, un stil aventurier și să începeți, eu așa aș vedea cărțile, lăsați în spate aventurile, călătoriile la distanță, peste hotare și vă întoarceți undeva acasă. Acasă poate să fie un loc nou sau un loc vechi, iar variază și aveți această satisfacție că alături de cupă sau cu o cupă și cu o monedă, puteți să începeți să creați un nou imperiu. Să vă implicați în această creație. Da? De fapt, pământul și apa ce face? Modelează, manifestă. Am vorbit de manifestare. Să manifestați, dragii mei, ce interesant mesaj. Aici este un glob, dar să creați un glob. Am văzut globul și mai devreme. Dați în urmă. Eu zic că aceste cărți semnalizează faptul că aveți o trezire și vreți să transformați. Ce n-a fost sănătos în relațiile anterioare, vreți să dărâmați și să recreați iar, mă gândesc la modelare, cărămidă, da? Construcție. Și cum facem? Cu dragoste, da? Asul de cupe și cu tenacitate și cu stabilitate și cu răbdare. Un mesaj pentru voi. Unii dintre voi, dintre noi, tocmai ieșiți dintr-o perioadă
mai zic în continuare una alta, dintr-o perioadă de singurătate, cartea vine invers. Eventual, pentru unii poate să vorbească, cartea poate să exprime și o relație cu o fecioară. Dar cum a venit invers? Nu știu, nu știu. Nu vreau să mă gândesc mult la fecioară. Vreau... Uite, e noiembrie. E vorba de voi, nu de fecioară, da? E noiembrie. Nu mai e 9, e 11. E interesant. Cartea a venit invers și îmi sugerează că ieșiți dintr-o călătorie spirituală foarte întunecoasă. Ieșiți din întuneric și regăsiți lumină. Cu asul de monede și asul de cupe, eu zic că... Da, iar se... Am deschis la lume. Încheiați un capitol. Oh, Scorpion, Soare, Luna, Venus, ascendent, nodul nord. Scorpion, aprilie 2020. Ador cristalul acesta. Dacă aș putea să am mai multe. Scorpion, Soare, Luna, ați văzut? Și am văzut cavalerul. Nodul nord, Scorpion. Oh, faetonul. 9 de monede. Da, ar putea să fie o fecioară pentru unii, dar nu e obligatoriu. 8 de bute. Poate să fie și rac. Aici ați fi voi judecata. Da, ce, mă credeți că eu m-am cam săturat să dau zodii? M-am săturat pentru că știu că zodiile sunt atât de complexe. Atât de complexe. În fine... Regele de cupe, sunteți voi, asul, oh, regina de asul, de ce fi zis as? Înseamnă că e nevoie de un nou început, e nevoie de adevăr. Regina de spade și cavalerul de cupe. Wow, la capătul setului de cărți, da. La capătul setului de cărți, voi. Diavolul. Na. Ideea este că scorpionilor nu le-ai frică de diavol. Uneori, chiar. Se împrietenesc cu diavolul și pot să facă... Care ar fi cuvântul? Pot să negocieze cu diavolul. Într-un mod practic. Regina de cupe. Și aici, regele de cupe. Partenerul, partenera voastră sau posibilă. Partenera posibilă, partenerul posibil. Teoretic ar trebui să fie partenerul, partenera ideală, da? Perechea voastră divină. Pentru unii poate să fie capricorn, semn de apă, semn de foc. Gemeni. Sau balanță. Sunt niște adicții emoționale. Experimentați niște, da, obsesii față de cineva cu care comunicați telepatic, emoțional foarte bine. Acum ce zodie, chiar nu mă mai interesează chestia asta, nu vă supărați. Vă luați voi ce zodie, simțiți că rezonează acest mesaj. Există un personaj, da, regele și regina de cupe. În viața voastră, că poate să aibă acolo luna. Conjunct cu luna voastră sau Venusul vostru, conjunct cu soarele lor. De-aia am zis, nu vreau să mă fixez pe zodii. Există un personaj, așa văd, o intoxicare, o intoxicație emoțională. O dragoste foarte mare. Și evident că pe lângă dragoste, pe lângă această conexiune emoțională excepțională, telepatică, am vorbit de manifestare, da, mai devreme, care vă dă și vouă forță și lor forță, de ca și când v-ați ajutat de la distanță. Ha, interesant, ia să-ți mă dă.
Da? Ah, ce mesaj. Da, interesant cum vine mesajul. Aici deja vorbeam despre sinele vostru superior. Aici, în acest context, simt că Doamna îl ajută pe Domn să se elibereze într-o formă sau alta. Da? Sau bine, evident că poate să fie și invers. Dar eu cred că e invers. Eu cred că Doamna îl ajută pe Domn să se elibereze dintr-un glob. Dintr-un univers toxic. Diavolul, în acest context, îmi transmite și faptul că există și o obsesie sexuală, o atracție sexuală. Hai să nu zic obsesie, o atracție sexuală fantastică între voi doi. Că e semn de aer, poate să fie semn de aer. Poate să fie și semn de apă, poate să fie și semn de foc, poate să fie și semn de pământ, că vă și capricornul, vă și fecioară. Deci v-am zis, chestia asta pe mine nu mă interesează foarte mult ce semn este, pentru că și soarele ăsta face progresii, e mai complicat de spus. Ideea este că aveți, într-adevăr, o conexiune fantastică cu cineva. Și cineva simte nevoia să comunice, da? Parcă are în spate această intoxicație, aceste emoții profunde. Parcă le poartă în spate și simte nevoia să comunice despre ele. Ba chiar, nu doar să comunice, parcă s-ar și lupta un pic cu această atracție, nu? Băta vine din cer, oferta aceasta, relația asta vine de undeva, parcă se și luptă, încearcă să reziste. Și totuși există această atracție fantastică, da? Azi sunteți ca doi diavoli, mâine sunteți ca doi îngeri. Conexiunea există. Probabil în 5D sunteți îngeri, pe pământ sunteți ca doi diavoli. Diavol, în sensul frumos al cuvântului, obsedați unul de celălalt. Dar frumos este să reușiți să manifestați în 3D această energie. Da? Din acest motiv trebuie să treceți, sau unii încă treceți, prin, sau măcar unul trece prin această călătorie spirituală. Măcar unul trebuie să treacă de la întuneric la lumină, să-și recapete, dragii mei, să-și recapete credința, să se ridice deasupra primelor două ceacre, că am vorbit de portocaliu, am vorbit de sexualitate, să se ridice un pic. Una dintre persoane, am senzația că partea masculină, da, așa au venit cărțile, așa simt, trebuie să se ridice un pic deasupra primelor două, trei ceacre, da, prima, a doua. A doua e sexualitatea, prima este nevoia de stabilitate de bani, a doua sexualitatea, creativitatea, a treia este ego-ul sau forța voastră interioară, a patra deja e inima. Deci persoana care manifestă mai des această energie trebuie să se lupte, să treacă prin această călătorie spirituală ca să puteți manifesta varianta voastră cea mai bună. Am zis că există variantele noastre mai bune sau mai puțin bune. Depinde de noi ce vrem să manifestăm. Și în momentul în care ieșiți din această energie, din acest întuneric, din aceste griji, din aceste obsesii, din aceste legături, parcă vă este legată inima, da? Parcă toată zona despre care am vorbit, prima, a doua, a treia, a patra, încă sunt legate. Și pentru că sunt legate, nu puteți manifesta spiritualitate. În momentul în care înțelegeți aceste lucruri, da, dau altfel de mesaje, dar asta e. Reușiți să faceți, să începeți, să puneți primul pași ca să manifestați acel as de monede. Să manifestați împlinirea destinului vostru, da, cu această persoană care vă este foarte dragă, față de care simțiți foarte profund. Și nu doar, trebuie să manifestați vindecare. Am zis, vindecare prin spiritualitate, dragii mei. Când avem cum e 2020, altfel, rămâneți pe pământ și veți rămâne sclavii 3D-ului, unii dintre voi. Da? Ha, ce frumos, interesant, același final în mai apare și pentru balanță. Ha.
Poate aveți planete acolo. Deci, maiul la balanță începea cu soarele. Cofi leu, cofi copil, cofi bucurie, cofi trezire, variază. La voi la fel, în mai începeți cu soarele, într-o formă sau alta. Haideți să vorbim despre aprilie, că iar vorbesc mult. 30 de minute deja, wow! Vreți să mergeți mai departe. Două cărți care arată nevoia de mobilizare, de călătorie. Sunteți determinați că faetonul este determinat. Am zis mai devreme, să luați energiile negative, pozitive, să iertați, să vă iertați și să mergeți mai departe. Către un semn venusian, cofi balanță, că e Venus, cofi taur, că și taurul e guvernat de Venus, cofi fecioară, că e nou, iar variază. Și până la urmă, poate să fie orice alt semn, repet. Într-un fel sau altul simt că vreți să mergeți către acest personaj. Frumoasă, este doamna încrezătoare, cu reușite la activ, cu o minte brici și destul de mândră. Uh-huh. Acum vom vedea cum se clarifică, cum va fi clarificat faetonul. Dar cu perioada asta de izolare, probabil că trebuie să mai așteptați. Ideea este că poate până una alta comunicați, că asta înseamnă 8 de bâte, comunicare, poate să fie și pe Facebook și pe telefon, peste o apă sau vine prin intermediul calculatorului telefonului. Ei. Și 8 de bâte vorbește de transformare prin comunicare. Și judecata amintește de transformare. Probabil că la un moment dat ați fost într-un trio, cineva a făcut o ofertă și n-a primit-o. Poate chiar acum cineva vă face o ofertă și unul din voi va trebui să stea să se gândească dacă o primește. Nu? Ce faci? Mă pui într-un trio? Sau nu? Sau mă pui pe prima pe lista de priorități? Altfel, dacă nu sunt prima pe lista de priorități, n-am de ce să accept această ofertă. Cineva s-ar putea să încerce să se împace cu voi. Este un semn de împăcare acest vale de cupe. Posibil că este totuși carte centrală. Încă, și sunt semne de apă, încă sunteți supărați. Sunteți supărați. Dar, cum am zis mai devreme, nu e bine să stăm prea mult în această energie când ne priește. Încercați să transformați supărarea și să renașteți, să ascultați vocea îngerilor, da? Vocea interioară, și să vă dați seama că nu sunt momente în care astea pe care le trăim cu toții, în care să stăm în această tristețe. Da, e bine să fim selectivi. E bine să fim selectivi. Totuși, cineva vă face o ofertă destul de sentimentală. Mamă, câte cărți de cupe! Dar nu știu de ce. Înainte de a primi această ofertă sentimentală, aveți nevoie de discuție. O discuție serioasă, în care să vă spuneți adevărul despre acest trio, despre niște chestii, eventual despre acest diavol. Trebuie să vorbiți față în față și într-un mod foarte direct, ca să puteți renaște această dragoste, să puteți manifesta soarele. La mijloc văd totuși o femeie în semn de aer, singură, care e supărată din cauza unui trio. Că sunteți voi, că sunt ei, iar variază. O fi ea supărată din cauza voastră, că sunteți voi supărați din cauza ei, variază. Dar există un semn de aer, supărat, din cauza unui trio. Că fi aceasta soția voastră, partenerul vostru și în acest trio, da? Soțul, soția,
Voi, semn de apă și încă un semn. Venusian, frumos, independent. Da? Sunt trei persoane, trei femei. Este foarte posibil să se existe și varianta asta. Dar până să manifestați cavalerul de cupe, adică să primiți o ofertă emoțională sau să faceți o ofertă emoțională care vă duce către bucurii profunde, trebuie să comunicați deschis, direct, sincer și logic. Și logic. Am vorbit despre comunicare și aici, da? Acum simt un mesaj. Unii dintre voi sunteți într-o tăcere, ori cu partenerul de viață, ori cu persoana din trio. Oricum, cred că cei implicați în trio știu unul de celălalt. Cel puțin cavalerul de spade știe despre această regină de cupe că este într-o situație toxică într-un trio. Și vrea să comunice, da? Vrea să comunice. Asul de bâte uneori poate să reprezinte și o aventură. Aventură cu un geamăn sau cu o fecioară. Sau aventură cu cineva, da? Dacă nu e obligatoriu să fie geamăn. Și după aventura asta s-a pus tăcerea, s-a pus răceală între voi, pentru că există o a treia persoană, soț, soție, da? Și se creează acest trio toxic. Dar eu cred, cu valetul și cu cavalerul de cupe, posibil, unul dintre voi va încerca să creeze împăcare. Va încerca să vină cu niște scuze, cu oferta emoțională. Există o dragoste foarte puternică aici. Cavalerul, regele de cupe. Regele de cupe adesea este reprezentat de scorpion și deasupra avem și judecata. Deci de scorpion? Pentru că regele de cupe nu arată prea multe emoții și știm bine că scorpionii nu arată, deși simt foarte profund. Pe de-o parte, toată dragostea aceasta pe care o simțiți, vreți să renască și să mergeți mai departe. Da? Și nu doar să mergeți mai departe, că de fapt faetonul reprezintă reprezintă racul, casa a patra. Vreți să vă faceți o familie. Ori să vă faceți, ori să vă mențineți familia. Unii dintre voi. Aveți o dragoste profundă pentru cineva. Și această verticală, și prima, și ultima, mi se par pozitive. Este nevoia de comunicare. Sunt trei cărți, da? Cavalerul, valetul, da? De cupe, nevoia de comunicare emoțională, despre sentimente, îmi pare rău, scuză-mă, poate nu m-am purtat, nu știu cum, uite, te iubesc, la la la. Și altfel de comunicare pasională, da? Opt iar, transformare, casa opta scorpionului. Posibil vă doriți voi această comunicare. Dar din niște motive, probabil din cauza unui semn de pământ sau unui semn de aer, sunteți supărați. Nu puteți manifesta această comunicare profundă, sentimentală. Sau pur și simplu nu puteți manifesta dragostea. Pentru că dragostea nu se poate manifesta cu spada, asta e clar, nu? Deci între regele de cupe și cavalerul de cupe este o regină de spade. Oricine ar fi, rege, regină, cavaler, este un semn de aer. Sau este pur și simplu o atitudine mentală, pentru că scorpionii pot să-și refuze emoțiile foarte bine și foarte ușor. În fine, haideți să clarificăm. Ideea este că în mai există această trezire, această bucurie. Să zicem, și iertare. La capătul setului de cărți, iaute, doi de cupe, transformare, eventual cu un semn de aer, care se simte foarte apăsat de gânduri. Într-un trio,
Eventual cu o persoană foarte pasională. Iar trio, da. Dintr-un trio va trebui să se revină la doi de cupe. Eu așa simt. Să se transforme trei de cupe în doi de cupe. Voi știți acum cine va fi ales? Din relația karmică să se ajungă la relația dharmică. Scorpion, soarele meu, Venus, ascende, nodul nord, pe Scorpion. Mai. Ia să vedem ce au reușit. Para. Transformare. Vă transformați în casă, într-un fel sau altul. Există o transformare la nivel de casă. Poate și mașina. Unii s-ar putea să vă schimbați mașina sau să transformați. Uau, doi de cupe. O persoană, ia să vedem. New vision. Aveți o nouă viziune despre prietenie, despre stabilitate financiară. Cineva vă ajută, probabil acest personaj vă ajută să aveți o nouă viziune. Existență, renaștere, foarte frumos. Comparație, de-aia sunteți selectivi, aici e interesant. Au fost discuții din cauza acestui trio. Au fost multe discuții și comparați eventual. Cine e mai blândă, cine e mai puțin blândă, cine e pasională, cine e rece. Ia uite, inocență. Cineva își dorește să-și redescopere această latură frumoasă, inocentă, în care iubești cu toată ființa ta. Past lives, da, e similar cu judecata, da? Renaștere. Trei de cupe, iar regina de spade a fost într-un trei de cupe, cum am zis mai devreme. Și regina de băte, o persoană pasională. Ați putea fi voi, că sunteți scorpion, da? Doritor să vă face să vă exprimați pasiunea. Ia uite, semn de foc pentru unii. Sau să ieșiți, da, cum am zis, să ieșiți dintr-un trio. Să mergeți către persoana care vă aduce lumină, da? Lumină, soare. Cofi scorpion. Cofi leu. Sau cu marcaș pe leu. Posibil. Ați fost într-o situație în care v-ați mințit. 6-7 de spade. Da? Și trebuie să învățați din lucrurile astea. Oh, și să începeți o nouă aventură, pas cu pas, cu pași mici, firavi, temători, către înflorire, către o relație stabilă, către o relație abundentă. La capătul setului de cărți. Ieșiți din cușcă, din colivie. Ieșiți cu gânduri frumoase, cum am zis. Trebuie să decideți, da? Să alegeți. Este similar cu faetonul. Între a fi într-o relație în care sunteți doar ca o umbră acolo, sunteți prezent, prezentă doar ca să fiți, sau a vă manifesta copilul interior sau ființa voastră, esența voastră, într-o altă relație cu altcineva. Trebuie să vedeți în spatele iluziilor. Și iar apare împăratul pentru unii, rebelul, da? În fine. Eu știu cât înțelegeți mesajele pe care încerc să le transmit. Sper că înțelegeți. Deci, să recapitulăm. Transformare în casă. S-ar putea unii dintre voi, transformare înseamnă, da, aici e scorpionul cu racul, scorpionul, am zis, poate să fie o mașină, dar nu cred că ține de mașină. Unii dintre voi vreți să ieșiți dintr-o căsnicie, să mergeți mai departe, pentru că ce face faetonul? Am văzut mai devreme steaua, merge către steaua sa, se conectează la lună, la emoții, la intuiție, da? Nu mai vreți să fiți o umbră undeva, mai scorpionii, cât pot să fie scorpionii umbre? Unor se lasă, dar nu mult timp. Probabil că aveți o prietenie profundă cu o persoană frumoasă, independentă, cum am zis mai devreme, cu mintea brici. Eventual, această persoană vă inspiră, vă alină, că asta înseamnă prietenie, și începe să aveți o nouă viziune despre viață. Vă ridicați într-un fel sau altul, vă transformați, vă ridicați, ia uite, cum am zis mai devreme,
Ieșiți din acea dominare a primelor două, trei chakre și vă ridicați către celelalte, 4, 5, 6. E o transformare mentală prin pasiune și prin viziune. Vreți să renașteți către o nouă existență. Iar să mergeți către stea, cum a zis mai devreme, să vă transformați, să mergeți către stea, către destinul vostru. Nu mai vreți să stați în triouri, să faceți comparații, să vă compare alții și să discutați. Ce a făcut unul, ce a făcut altul, că n-ai făcut acum 2 ani de zile, nu știu ce ai făcut, dar nu, nu, nu. Hai, gata, stop. Pune stop, da? Moarte și renaștere. Și vine cineva. Că sunteți voi, că altcineva, iar nu pot, nu vreau să dau nume sau să dau zodii. Cineva vine și va face această ofertă. Aparent inocentă, dar foarte profundă. Foarte profundă. Că de fapt valetul de cupe este inocent, în aparență. Ia uitați, interesant, da? În aparență, pentru că pare un copil, dar în spate e un suflet bătrân, care știe să ierte, știe să ofere dragoste, chiar dacă au fost probleme și scorpionii pot să facă asta. Cu fi pește, că sunteți voi, că e altcineva, v-am zis, pentru mine asta nu contează. Este o energie a împăcării. Și știți că trebuie să vă împăcați și știți că trebuie să manifestați dragoste, iertare, cum am zis mai devreme. Să iertați karma pe care ați trăit-o până acum, pentru că asta i-a trebuit, ca să manifestați dragostea adevărată. În continuare, v-am zis, a fost un trio în care, cel puțin, o persoană a fost semn de aer. Acum, acest trei de cupe poate să însemne, dacă apare iertare, poate să însemne și bucurie, că v-ați iertat și comunicați despre această bucurie și poate comunică și ei că se bucură că v-ați împăcat. Dacă există împăcare. Dar eu zic că există. Pentru unii. Iar finalul, și pasiune și emoții. Și în mai se continuă la fel, cu pasiune multă, cu pasiune multă. Eu simt că acest semn de aer vrea să vorbească cu voi și să vă facă oferta și vai, o să vă bucurați. O să iertați, o să bucurați, o să vă bucurați și o să manifestați acest mix de emoții și de pasiune, de dorințe. Și poate chiar o să și plângeți de bucurie. Cam acesta ar fi etalarea pentru Scorpion, Soare, Lună, Venus, Ascendent, în Scorpion și Nodul Nord. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, protecție divină și vă pup. Pa!